Răbdare noului patriei, prințului Carl nu-i mai rămânea decât să-și facă bagajele și să pornească la drum. Dar călătoria nu era lipsită de primejdii. În primăvara anului 1866, țara lui Carl, Prusia, era în plin război cu Austria. Imperiul prin care viitorul rege trebuia să treacă pentru a ajunge în România. Tânărul era ofițer, așa că risca să fie considerat inamic și arestat. Prin urmare, la sfârșitul lunii aprilie, principele Carl a plecat mai întâi în Elveția, unde a obținut pașaport pe nume Carl Hettingen, care mergea la Odessa pentru afaceri. Sub acest nume fals, viitorul rege a călătorit mai întâi cu trenul prin Austria. Drumul n-a fost lipsit de emoții, dar Carl a ajuns cu bine la Ibaziaș, cu ultima oprire a trenului. De acolo a luat un vapor și a trecut Dunărea. Apoi, după încă două zile de drum, o trăsură trasă de 12 cai l-a dus pe tânărul prinț la București. Era 10 mai, iar în capitala României se adunaseră mii de oameni curioși să-l vadă pe prințul german care avea să le conducă țara. Primarul i-a întâmpinat cu emoție: suverane al României, ți-am dat coroana lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu. De azi înainte, fie ca străbunii tăi, fii ca străbunii tăi, redă-i antica splendoare. Deci, suveran al României, ți-am dat coroana lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, de azi înainte, fiica străbunii tăi, redă-i antica splendoare. În aceeași zi, Carl a jurat că își va sluji țara, iar noul său nume a devenit Carol I. Principatele avea un nou domnitor.